Salutare toată lumea și bine la un episod de GTA San Andreas Multiplayer pe serverul Blue Bucket. Da, fraților, deci mâine începe școala, ceea ce nu este o veste chiar proastă, dar ce vreau să facem acum este să jucăm GTA, nu? Ok, să jucăm GTA. Mi-am dezinstalat majoritatea modurilor pentru că unele merg foarte greu și nu mai vreau să joc cu ele pentru că se dă crește GTA, se apar multe bug-uri și nu vreau să mai am de face cu acele moduri, adică modurile de mașină și alea. Voi rămâne cu doar câteva moduri care știu că mă ajută să așa. Așa, mi-am luat unmute. Cred că știți deja că mi-am luat unmute, nu mai știu dacă am zis în episodul trecut sau nu, dar cred că știți că mi-am luat unmute pentru că acel mute era dat pe nedrept pentru 100 de ore. Era dat de boot-ul lor, de admin boot, dar nu știu de ce dracu mi-a dat, că n-am făcut nimica. Hai să vedem și statusurile mele, ce am mai făcut în plus pe ăsta, avem 5, 4 Luca. Știi că eu filmez acum, am uitat că-s cu tine în confă. Rămâi și tu acum, nu mai vorbi. Okay. Așa și da, o să fac update în 23 de minute. Da, 23 de minute. Mi-am reamintit, sunt bun la matematică. Și în acest episod vreau să ne mai ocupăm de clan, să vedem câți membri mai avem și să vedem ce mai fac membrii noștri, ce rank-uri mai au, pentru că știți că noi prima dată pe clanul nostru am dat rang 6 la toți ca să bage membrii și acum să vedem dacă mai scăpa cineva cu rang 6. Mă gândesc că nu, dar hai să vedem. Clan... Nu cred că are rang 7 astea, Cătălin e liderul clanului. Da, deci... Hai să vedem... Nu cred că o scăpa nimeni cu rang 6. Știu că mai scăpaseră câțiva cu rang 6, dar le-o scos Cătălin la toți. Asta e Avix, ok. Ăsta e XX, ok. Rang 6, asta. Deci cam toți au rang cu bun. Ăsta nu știu ce face cu rang 4. A, rang 4 au toți, scuzați-mă. Majoritatea care au fost la ședință, de fapt, au rang 4. Așa. Și ce mai vreau să facem... Da, ce se schimbă? Se schimbă ăsta cu ori la 14-16 începând cu... Bă, Luca, apropo, se fac update-uri la Bugged, la după Payday. Poate se fac update-uri legate de oriceva. M-aș bucura. Nu știu, vedem. Că ăștia întreabă pe aici de ori și chestii și na. Poate... Se face un update ca lumea. Da. Deci, cam am vrut să vă zic despre chestiile astea și acum hai să trecem la treabă. Vreau să mă duc să văd ce job șmecher mai este pe aici. Ce job îmi recomand Luca azi? Mă duc la fermer deocamdată să muncesc un pic. După aia mă duc la Pizza Boy, că Luca văd că merge foarte mult la Pizza Boy. Și îi place foarte mult Pizza Boy-ul pentru că îi place să livreze pizza. Și până o livrează mai și mănâncă din ea un pic. Așa e? Nu. Nu, săracă de... Ok, deci să mergem la jobul nostru, mare și iubit de lume, de soartă, iubit de tot. Da, deci sper că vă place și fără mod, nu știu acum dacă e așa de... La sol GTA-ul fără moduri, dar n-am. Hai să mergem la job. Mamă, dar ce întrebări stupide pun ăștia pe slash, nu mă, și cum folosesc gescan-ul, dar știi cum scrie? G-A-S-C-A-N-E-U-L. Adică o scris corect, dar paralel. Ce întrebare asta? Nu există slash help? Există slash help, așa e, sau slash... Da, slash help. Există slash help. De ce nu dai slash help și întrebi prostiile astea? Adică eu cam tot ce am întrebat în slash, n-am întrebat despre server și despre chestia astea, n-am întrebat comenzi, știți? Și mi se pare ciudat. Trebuie comenzi care le găsești și slash help. Mă rog, asta e chestie și de admin, dacă aș fi în locul... De helper, pardon, dacă aș fi helper ca ăla, sincer nu i-aș răspunde. I-aș răspunde doar pentru raport. Cred că așa ar face și Luca. Lucky, Lucky, șoară. Da. Și să vă urez succes la școală, băiețași. Și da. Hai mă că mai avem... No, uite ce frumos m-am bușit acum. Am luat stâlpul ăla perfect, adică panoul ăla, nu știu ce dracu e. L-am luat perfect. Update-urile pe forum după restart sau înainte de restart, depinde când sunt postate de owner. Ok. Cum intru în facțiune. Ok. Și da, am revenit în funcția mea de co-leader pe clanul Red și dacă vreți să intrați și voi, intrați pe Blue Bucket, veniți la Find House 554 și eu cam o să fiu on, eu sunt foarte mult on zilnic. Acum, în timpul școlii, nu știu cât o să mai fiu on, dar vă gândiți că sunt destul de mult on în
odată ce m-am apucat de o săptămână de Blue și deja am 54 sau 55 de ore numai și vă gândiți că joc destul de mult sau nu? Și da, o să joc și mai mult acum, pentru că acum sunt și co-lider la clanul ăsta și trebuie să mă ocup de el și chestii și trestii și panorame și vă dați seama că trebuie, nu? Ia să zic pe F7 mi se pare, a, nu mai merge. Ok. Mai avem puțin până la job, facem noi două ture și după aia încheiem și episodul. O fac, nu te duc. De fapt, mă duc, că și dacă se răstoarnă, aia e. Nu s-a răstoarnat, dar iese fum din ea și asta nu e de bine. Cât timp o să fie închis serverul? Câteva momente. Păi, bă, și ce mă enervează? Ăla, ăia, adică ăia ownerii zic că se va da restart la server și întreabă unul cât timp va fi închis serverul. Adică, mane... înseamnă like, apasă pe un buton, aștept câteva secunde și pornește. Exact, nu, și că... cât va fi închis serverul, mamă, bă, zici că o zis, închidem serverul pentru a face un update, știi? Mă rog, unii chiar pun întrebări stupide. A, și aveți și serverul lui Luca în descriere, dacă vreți intrați de Minecraft, aveți IP-ul în descriere. Să liniști că episodul ăsta va fi postat peste nu știu câte zile, pentru că eu le filmez din avans episoadele, știi? Ok. Deci da, aveți serverul de Minecraft lui Luca în descriere. Sunt, dai, după aia, de fapt îl am acolo oricum. Da, și am găsit și pe mine top sub numele de Raul 2K, Raul 2K am numele peste tot și pe Steam am. Am peste tot numele Raul 2K, deci nu e nicio problemă chestia asta. A, și da. Când se dă payday la fiecare oră fixă. Bă, stai, slash ID, key, l, l, r, bă, o... într-un fel bine pentru el, pentru că fac punctele de raport moca. Level 20 și întreabă când, și ieși în taxi și întreabă când se dă payday. Coaie, coaie, poate vrea doar să-l ajute, like, să facă un punct de raport moca. Sau o fi prieten și pune întrebări, că văd că pune, întreabă cât timp s-a închis treburile. De ce îl întreabă toate prostiile astea care ți le citesc acum? Păi ți-am spus că adică e prieten cu ăla și îi răspunde. Adică, pana mea, mane, level 20 taxi să fă și să... rang 5 în taxi să fă și să nu știi? Bă, rang 5 se ia pe zile? Nu știu. Dar totuși, level 20. Ce dat? Cică, vreau să intru în facțiune, please, ajutor. Slash, friends. K-I-L-L-R-O, underline 007. Friends. Stai, killer-o, 6-SMS, 6-6-7. De ce întrebi toate astea când ești în taxi, rang 5 și level 20 pe server? Opa, SMS 6-6-7, să-i faci puncte de raport prietenului tău. Sincer, asta nu e o trișare sau ceva, adică, na, pana mea, nu? Nu, adică, dacă continui să mai pun întrebări proaste, se consideră. Ca abuz, nu? Adică, like, trebuie să strângi destule dovezi. Nu am prieteni helperi, da! Atunci, de ce întrebi? Cum poți să intri în facțiune, dar tu știi în sufletul în taxi, nu știu dacă... Poți fi pași reclamat dacă a scris chestia asta, adică e fucking logic. El e în taxi, dar întreabă cum poți să intri în, în facțiune, please ajutor. Păi, fă strângi, băi, post. De ce dracu aș face chestia asta? Pentru că se alege la cu puncte de raport moca. Am zis, nu știu. Uite, băcați-l pe The Killer, în clan ID-ul lui este... Deci nu putem să-l băgăm așa.
să vină la slash find house 154 și să... Nu. Și să mă aștepte acolo. Acolo. Hai că mergem să băgăm și un nou membru, pentru că, sincer, pana mea, orice membru e binevenit în clan. Mamă, 13 minute se dă și restart la server, deci trebuie să ne îngrădim, să-l adăugăm, că dacă după aia, pana mea, poate și... Wait! Nu. No. Nu stau cu gândul doar la chestia asta, vă dați seama. Ai... Până când e giftul. Da, și fac și eu după Payday 55 de ore jucate pe server. Bă, pana mea, m-a apucat scalomea și... Na. M-a apucat de metru. What the fuck? De ce nu filmezi? Adică o să te apuci acum să raportezi hackerii prin videoclipuri pe Metin? What the fuck? Faci video hacker hashtag 4. Cum fac bani pe server? Îți recomand să muncești la unul din joburile din lista slash skill. Bă, dar ajută helperii ăștia ceva? Tot la care... Da. Cu aia îi fost green și arată, adică na. Și tot ăla a răspuns. Da. Na, e clară treaba. Nu, nu tot ăla. A. Nu, mă, n-are de ce să-i dea bani, așa o să zic, pentru că nu e nimic greșit din chestia asta. Dar nu bani, m-am referit. Worm sau... Păi ce poate să-i facă? Mai ajut și eu puțin. Slash... Hai, mergem acasă, băieții. Cum văd câți hiriași am, folosește comanda slash tenants. Cu ce pot. Da. Asta zice că îi ajută, cică, dar nu înțeleg, ajută helperii sau ajută playerii? Că poate să ajute și playerii, adică apare în chat ce au zis, nu? Și de exemplu, dacă e un începător și se întreabă cum să facă bani, nu mai dă el slash, nu vede direct, știi? Poate să facă și chestia asta, nu? Dar îi ajută cam prea mult. Cu punctele de raport, mocă. Păi... Te-am spus ce să faci. Să ai level 20 și să întrebi... cum fac bani pe server? Sau... Pana mea, frate, adică... Cum ai ajuns level 20? Ai nevoie de minim level 10? A, asta știu și eu. Nu știu, e fain că au făcut sistemul ăsta să arate în chat... să arate în chat cine ajută pe cine și alea, pentru că așa și playerii începători pot să vadă practic alea și nu mai să pună și ei o întrebare, știi? De exemplu, dacă eu mă întreb ceva și vreau să dau slash nu și apare ce vreau eu să mă întreb, nu? În chat, așa nu mai trebuie să dau slash nu. Bine, de fapt. Și crede-mă, mulți care vor să întrebe întrebări, dar le văd în chat și nu le mai întrebă pentru că na, pana mea, le-au văzut acolo și na. O să se închidă server după Payday și cum se va deschide? Imediat după restart. Dacă am 50 de ore și primesc 500 se adună? Da, se adună. Licenses, eu ce câte m-am? Toate se duc în peste 400 de ore, deci nu trebuie să mă agit. Bă! Da. După ce filmezi mai stai? Stai mai târziu? Adică ne uităm și la un film ceva? Da. Adică stăm așa, până la 3-4, că oricum e, păi ne stăm o oră la școală, nu? Exact. Mie-mi place, sincer, cel mai șmecher coleg de la mine, o să zic acum în video, e Luca. Nu o să zic nume de alți colegi, dar, na, pana mea, pe el îl cunoaște, să mai și filma cu el. E Luca, frate, adică alții stau până la ora 10 în timpul școlii, ce dracu aia, eu nu stau în puie mie nici să nici să câștig 1000 de euro a doua zi, ba, atunci aș sta. Bă, like eu anul, adică prin ianuarie sau februarie, mă culcam prin timpul săptămânii, din timpul săptămânii, dar ne
în timpul zilei, că eram obosit. Bă, așa fac și eu în timpul școlii, mă culc pe la 1-2 și după aia în timpul zilei mai și dorm un pic, știi, hopa, stai că treceam, slash, kill, CP. Adică eu nu, eu stau și în timpul școlii destul de mult, stau pe la vreo 2, știi, 1, dar... Na, pana mea. Nu mă mir. Ce? Nu mă mir. Păi ce, tu nu stai? Mm-mm. Adică, ba, da, tot ceva de genul, dar... Maxim 1. La e că obosesc rapid. Păi și eu, până mea. Bine, nu stau chiar până la 2. La 2 gen stau la film, știi? Dar nu, nu stau să joc. La 12 mă pun în pași eu. Oricum, fraților, sper că v-a plăcut acest episod din GTA San Andreas. Da, deci nu este asta să vedeți și voi în clanul Red, adică ce trebuie să faceți, practic, intrați pe server, luați driving, licență, găsiți o mașină pe stradă și dați slash find house 554 și o să vă pună un checkpoint fix aici pe mapă. Veniți aici, dați un slash rent room, rent room, eu deja am rent. Sau puteți veni, de exemplu, și aici să dați rent room, adică e un dolar, acolo e 5, puteți veni și aici, de, na, până mea, vă recomand să stați alături de clan. Și da, pur și simplu o să facem ședințe în fiecare duminică, doamne, sâmbătă, la ora 8:30 și să fiți și voi acolo. Zic și eu, că vă luați rank up dacă veniți la ședință și până la rank 5 vă luați. Deci dacă ați venit în clan noi și sunteți rank 1, luați rank 2. Deci chiar vă ajută chestia asta pentru că puteți să fiți și voi așa, să dați rank 2 la prietenii voștri care mai vin în clan. Dar nu cred că e acces, nu cred că aveți acces la chestia asta de la rank 2. Trebuie să aveți măcar rank 6 să dați rank. Dar oricum vă ajută, aveți câteva poste în plus pe acolo și na. Și na, să vadă și lumea că ați fost activi la ședință, nu? Ok, deci ne vedem data viitoare. Bye bye!